Hidrotermoterapia înseamnă folosirea mod terapeutic a apei. Rețelele de încălzire ale Spitalului Județean de Urgență Târgoviște nu permit folosirea acestui compartiment deoarece nu au puterea necesară. Această ramură a recuperărilor nu mai funcționează de câțiva ani buni, dar este posibil ca odată cu reabilitarea secției să fie repus în funcțiune. Se dorește instalarea unui cazan și a unei centrale speciale care să fie folosite exclusiv pentru hidrotermoterapia pacienților de la secția de recuperare. Probleme sunt tot de la infrastructură, la nivelul de rețele de încălzire, în sensul că noi hidrotermoterapia pe care o aveam la parter nu mai putem folosi de câțiva ani pentru că centrala nu face față la necesitățile de apă caldă de care avem noi nevoie în zona de hidrotermoterapie și am venit cu propunerea să facă un cazan și o centrală special pentru această specialitate, această clădire, de care să beneficieze și acel compartiment de hidrotermoterapie care este vital pentru zona de recuperare.